Hai, salutare, mai prieteni, și bine ați venit la un nou episod pe acest canal. Înainte de toate, nu uitați să lăsați un like la acest episod dacă vă plac episoadele de genul, să dați și un subscribe și să activați clopoțelul pentru că urmează episoade blană pe canal cu acest joc și cu Farming Simulator 20. Dar astăzi vreau să mai punctez o chestie, și anume că un abonat mi-a scris de ce vorbesc atâtea chestii despre mine în joc, la începutul, nu în joc, la începutul clipurilor, mereu. Păi, frate, nu vorbesc despre mine, ci despre acest canal, pentru că vreau să anunț abonații mei cu anumite chestii pe canal și de aceea vorbesc la începutul clipurilor, pentru că acolo este cel mai potrivit să le pun și de aceea vorbesc, dar nu vorbesc mereu, ci în anumite cazuri. Ieri și în episoadele trecute am vorbit despre fanmail, știți și voi că am adăugat acum și puteți să trimiteți colete și multe chestii din astea. Deci astea sunt chestiile și eu zic că este ceva important să mi-anunț abonați cu anumite chestii. Dacă vă deranjează să îmi spuneți, dar eu zic că este ceva important și vreau să vă anunț mereu cu anumite chestii la început, pentru că este important și pentru voi, zic eu. Dar vreau să te dezabonezi tu la care mi-ai scris comentariul, pentru că n-am nevoie de oameni ca tine pe canal, deoarece tu ești aici degeaba și vii să hate-uiești lumea. Ieri mai era cineva de genul acesta, înjura la comentarii, am văzut, înjura la ultimul episod, dacă nu mă înșel, și îmi spunea că noi youtuberii suntem praf, că nu avem ce face acasă, și nu vorbea doar despre mine, ci despre toți youtuberii, și că nu suntem pe YouTube decât să facem bani și chestii din astea pentru vizualizări și nu știu ce mai zicea el acolo. Băi, fraților, e adevărat, din YouTube se scot și bani, dar asta e a doua parte. În primul rând, YouTube-ul este o pasiune pentru mine și îmi place foarte mult ceea ce fac, pentru că dacă nu eram să-mi placă, nu mai eram aici pe YouTube, dar îmi place ceea ce fac și bineînțeles că scot și bani din YouTube, dar bineînțeles, în România nu e așa de mare bugetul să scoți bani foarte mulți. Știți și voi cum e monetizarea în România. Oricum, eu banii, dacă o să scot din YouTube bani, tot în acest canal o să investesc, nu investesc în altceva, pentru că vreau să am o calitate mai bună, să fac și alte chestii pe canal și să mai fac și pe aici anumite chestii pentru canalul acesta, pentru că din acesta pot să zic că mai scot și un bonus, nu? Mă înțelegeți și pe mine. Bun. Băi, fraților, astăzi vorbim despre FS20 și vreau să vă prezint toate echipamentele care se adaugă în joc, deoarece toți ați vrut să știți chestia asta. Ei bine, fraților, astăzi vă arăt toate echipamentele și începem cu această greutate la ACO. O vedeți și voi, 650, la 6 numește ea. Și o mai avem și pe aceasta, 1500 lei, care este puțin mai mare. Astea sunt primele două greutăți care zic eu că se bagă în joc. Și următoarele chestii o să vi le arăt în curând, adică în episodul de azi o să vă arăt toate atașamentele și tot ce se bagă. Bun, avem aici de la Agromaz această chestie, acest disc Eros, deci are 5 metri lungime și necesită 140 de cai putere, deci e destul de mișto, ce să zic, mie îmi place. O să avem multe utilaje de la Amazon, primul este acest disc Haros, îl știți și voi din FS18, este foarte mișto, necesită 180 de cai putere și are 6 metri lungime, deci e destul de mișto. După aceea mai avem această chestie la planters, pentru a planta anumite chestii, cum e grâul și toate cerealele. Ea are nevoie de 100 de cai putere, are 3 metri și are 1140 de litri. Următoarea chestie de la Amazon este acest seeders. Vă știți și voi din gameplay-urile care mi le-au arătat băieții cu FS20. Are 80 de cai putere, atât are nevoie, 3 metri lungime și 100, cât are, 1000 de litri. E foarte mică, dar e bună la început. Ne facem treaba noi cu ea, nu e problemă. Deoarece știți că băieții de la Giants ne bagă lucruri mici la început. Bun, avem aici de la Arcusin acest Baling Technology. Este pentru baloți, știți și voi, unii dintre voi aveți plăcerea să încărcați voi cu header, cu acele atașamente frontale, dar unii vor să le pun automat și chiar e bună aceea chestie, am mai folosit-o și eu.
Avem aici altă chestie de la Berman, o știți și voi și pe aceasta. Este pentru adunat iarba, fânul de pe pământ, de pe acolo, pe unde dăm noi cu combina, știți și voi. Sau pentru iarba pe care o cosim. Are nevoie de 120 de cai și 34.000 de litri, deci e destul de mare și necesită foarte puțină putere la tractor, am văzut, și e foarte bine chestia asta. Avem aici o chestie de la Bohmann, este pentru animale, știți și voi, asta e de cărat cai, o să bage sigur chestia asta deoarece știți și voi că s-au adăugat cai în joc și e foarte tare. Următoarea chestie de la Bredal, deci e pentru fertilizat și are 12 metri raza lui de a fertiliza și are până la 14.000 de litri, deci e foarte, foarte mare, e gigantă chiar, la cât de micuță este, este chiar bună la lungimea ei pe care o are. Bun, altceva ce vreau să vă mai arăt este această chestie de la Damcon, este Forestry Equipment, este acea chestie de plantat copacii. Dar vreau să vă arăt, nu știu dacă se bagă chestia asta să plantăm chiar noi copacii, dar ar fi foarte tare să îi punem chiar noi. Sperăm să nu mai fie ca în FS18 să iasă așa singur din pământ, dar na, acum rămâne de văzut, dar am vrut să vă arăt și vouă și dacă s-ar băga așa ar arăta ea. Are 120 de cai putere, atât are nevoie ea să fie trasă după tractor și are 1 metru lungime, deci e foarte, foarte, foarte micuță. Alte chestii ce mai avem noi pe aici, o să vă arăt chiar acum pe ecran, dar bineînțeles că o să se bage foarte, foarte multe chestii, bineînțeles aici sunt foarte puține care vi le arăt eu, dar na, rămâne de văzut acum ce bagă băieții. O altă chestie foarte șmecheră este această chestie la Elmer's Manufacturing, este cea mai șmecheră remorcă din punctul meu de vedere, pentru că are și brațul acela de aluat, să putem să dăm afară din ea toate cerealele și are și șenile, asta este genial, dar bineînțeles că e foarte mare și necesită 400 de cai putere, deci e foarte mare și are până la 70.000 de litri, deci e gigantă și ați văzut și voi că e nouă și în FS19. Altă remorcă o să adauge cred că și aceasta de la Fantec, este de 14.000 de litri, deci destul de mărișoară și aceasta. De la Fend cred că se bagă această greutate care modelul e 3300 și această remorcă tot de adunat, această verdeață și chestii ce mai adunăm noi de pe acolo, necesită 200 de cai putere și 42.000 de litri, deci e foarte mare. Băi, fraților, avem foarte multe și cred că va fi lung episodul acesta, dar nu contează. Sper că vă plac episoadele de genul. De la Fligel o să avem și de aici câteva utilaje. Cred că o să avem pe acesta pentru Baling Technology. E băgată nouă și în FS19, sperăm să o bage și în FS20. Și vechea noastră remorcă de Forestry, o știți și voi, care este și în FS18. Bun, alte chestii ce o să mai avem pe aici, o să fie această remorcă de la Force Crit, deci are 10.750 de litri, e foarte măricică pentru, e bună pentru început, zic eu. Altă chestie este aceasta de la FCI, o știți și voi, Forestry Equipment, este băgată din FS 16, cred, da, că și acolo era Forestry. Și are 70 de cai putere, deci atât îi trebuie pentru a fi transportată, să zicem. Bun, alte chestii să mai vedem pe aici ce mai avem, pentru că sunt foarte multe și avem această remorcă de la Goldhofer, deci e un trailer, dacă știți ce zic, e de încărcat, de transportat mai bine zis utilajele cu el și zic eu că se bage deoarece este mare. Și chiar ar merita să se bage acea chestie pentru că mie îmi place foarte mult, ce să zic. Să mai vedem aici ce mai avem. Eu zic că mai avem și de la Grim. O să ne bage și de la Grim această remorcă pentru potato, deci pentru cartofi. Are 170 de cai, atât are nevoie, 6 metri lungime și 9020 de litri. Deci e destul de măricică, zic eu.
Și zic eu că nu a mai fost asta băgată. Și despre Hardy, fraților, am văzut că cineva mi-a zis dacă se bagă acel utilaj pentru fertilizat. Băi, fraților, cred că o să se bage acel utilaj, pentru că eu nu l-am adăugat, nu știu sigur dacă se bagă, dar am vrut să nu-l bag mai bine dacă nu știu. Dar dacă voi tot insistați, nu știu dacă se bagă, probabil, nici de la Holmer, nu știu sigur, și ar fi foarte tare să se bage la Holmer. Dar acum rămâne văzut ce spun băieții. Bun, de la Horsch o să o avem pe aceasta, acest Seeders, care are 180 de catar nevoie, 9 metri și 9000 de litri, deci e destul de micuță, dar nu contează. De la Husqvarna avem această drujbă, dar nu știu dacă o să se bage, pentru că nu știu dacă putem tăia lemne singuri, dar am vrut să vă arăt și vouă, că nu chiar e așa de nașpa, dacă vă arăt. De la John Deere o să avem acest front loader, verde pentru John Deere, bineînțeles. Și probabil o să avem și această greutate, pick-up 900 și pick-up 1150. Dar acum rămâne de văzut dacă o să ne bage mai multe greutăți de la John Deere. Bun, alte chestii ce mai avem pe aici, de la Joskin o să avem această remorcă pentru animale, care are 7300 de litri și știți și voi, pentru apă, să le transportăm apă la animale. Și această remorcă pentru animal transport, nu știu dacă o să se bage din nou, dar sperăm, pentru că e destul de micuță și e și ieftină, să zicem așa. Bun, altă chestie ce mai avem pe aici, să avem de la Garant, probabil această, de la Cote mai exact, nu la Garant, de la Cote, care e pentru slurry tanks, deci e pentru, cum să vă zic eu, lichidul acela de la animale, ce și voi. 85 de cai puterea nevoie, 9 metri și 8000 de litri, deci e destul de micuță, să zicem așa. De la Crampe o să avem această remorcă, acest trailer de 39.200 de litri, deci va avea destul de mult. 39.200 de litri, deci e destul de măricică, și acest trailer de 59.000 de litri, care a fost băgat și în 16 și în 18, e destul de mare, adică în 18 nu a fost băgată, dacă nu mă înșel. Și mai avem această remorcuță de la Kroger trailer, care are 21.000 de litri, e destul de măricică. De la Crown nu știu dacă o să se bage ceva, de la Kuhn nici atât, de la Kuhn chiar nu știu, pentru că a fost un DLC foarte șmecher și ar fi destul de mișto să se bage de la Kuhn niște chestii. De la Lely o avem pe acesta pentru iarbă, o știți și voi, de întors iarba, are nevoie de 110 cai putere și are 14,8 metri, deci e destul de măricică. De la Lemken o să avem probabil acest plug care a fost băgat și în PS16 și în PS18, cred. Are nevoie de 400 de HP, cai putere, și 16 metri are, deci e destul de măricică, n-am ce zice. De la Lizard o să avem mai multe chestii. O să avem aceste două remorci. Prima este aceasta de la Katan Technology, modul 4, și cealaltă este modul X, o vedeți acum pe ecran, este pentru cărat baloți și probabil o să se bage în joc și ar fi foarte tare să se bage, pentru oricum o să se bage, deoarece o să bage și baloții, vă dați seama. Avem pe acesta de la Load King, este un trailer de 56.434 de litri, deci este pentru camioanele cele americane, dacă știți voi, vi le-am arătat în episodul acela cu vehiculele. De la, ce mai avem pe aici, de la Massey Ferguson, nu știu dacă se bagă remorca aceea care este în joc. Ce mai avem pe aici? Avem multe chestii, dar bineînțeles că nu o să le avem pe toate. Avem această chestie de la Micheletto, sau nu știu cum se zice. Este pentru animale de transportat și e destul de măricică și putem să transportăm foarte multe animale deodată. Și asta ar fi ceva în plus. Așa, avem aici de la New Holland, Baling Technology, avem această balotieră pentru baloți rotunzi, de 70 de HP, atât are nevoie,
și o știți și voi din FS18. Altă chestie de la New Holland, avem acest mowers pentru tăiat iarba, care are nevoie de 90 de cai putere și are 4 metri raza lui, deci e micuță. Altceva ce o să mai avem pe aici, de la Pottinger, probabil o să avem acest depus în față, acest mowers, are nevoie de 70 de HP și 3,1 metri are. Și cealaltă care este depus pe spate are 8,4 metri și are nevoie de 160 de cai putere. Deci e mai mărișoară și sunt tot de tăiat lemn, de tăiat iarbă, scuzați, nu lemne. Avem aici plugușorul nostru de la Rabe, care este și în gameplay-urile cu jocul. Are 95 de cai putere, are nevoie și are 3 metri. Deci e destul de bun. Bine, aici cred că este cel mai mișto și cel mai mic plug. Arată destul de bine, chiar dacă este mic. Nu am ce zice. Bun, cred că alte chestii ce o să se mai bage în acest joc o să fie și de la... mă scuzați. Acestea de la Squid Maker. Deci va avea 400... Nu, va avea 48.500 de litri, mă scuzați dacă m-am mai încurcat, dar sunt foarte multe vehicule și m-am mai încurc și eu, mă scuzați. Mai avem această remorcă de la Silo King, deci e pentru animale de făcut rație din aceea sau nu știu cum îi zice, de făcut mixuri din alea, știți și voi cu mâncare, care va avea din nou nevoie de 85 de cai putere și are 16.000 de litri, deci e maricică. De la Stara nu știu dacă se bagă ceva. De la Stepa probabil o să avem această remorcă care o să putem să încărcăm noi singur lemnele. E pentru forestry și este foarte mișto. Altceva mai avem de la Stol, care o să bage foarte multe, acest front loader principal care e cel mai mic, dacă nu mă înșel. După aceea avem pe acesta. Această chestie pentru luat baloții de la Stol, cupa aceasta front loader care are 940 de litri și în cele din urmă avem și această pentru acest atașament pentru lemne, de luat lemnele. Și dacă se mai bage și altele, o să fie foarte tare. Bun, ce mai avem aici, remorca aceasta de la Strautman, care are până la 12.000 de litri, deci e destul de măricică. Și ați văzut-o și pe aceasta tot în gameplay-uri. Mai avem aici de la Sewer aceste greutăți, o vedeți pe prima aici, SB700, pe care o avem pe aceasta SB1000 și SB1600, deci sunt 3, bine, sunt mai multe, dar probabil acestea o să se bage. Ce mai avem pe aici? Mai multe remorci, dar nu cred că o să se bage acestea. Mai avem aici utilaje de la Unverfurt, dar nu știu dacă se bagă acestea, deoarece o să avem și de la Vadestard, deci Disc Harrows, deci Vadestard, deci așa se spune, are 340 de cai nevoie și are 8,3 metri lungime, deci e destul de măricică. O să avem și pe aceasta de la Van Huys, deci Slurry Tanks. Va avea 240 de cai putere, 30 de metri lungime, deci o știți și voi din FS18, și 30.000 de litri, deci e foarte mare. Altceva, de la Vicon o să avem acest Tethers, care întoarcem iarba cu el, 60 de HP și 6 metri lungime. Alte chestii ce o să se mai bage, probabil o să fie adăugate de ei, dar nu mai știu altele. Și ultimele, care sunt acestea de la Zunhammer, o să fie acest plug care e Slurry Tanks, e cu tot cu fertilizator din acela, dacă nu mă înșel, și e foarte mișto, are 100 de cai puterea tare nevoie și are 6,2 metri. Și mai avem și acest Slurry Tanks, care probabil era și în FS18, care are 18.500 de litri și 14 metri lungime și are nevoie de 180 de cai putere. Da, fraților, cam astea au fost toate. Cred că m-am lungit foarte mult cu episodul acesta, dar nu contează. Are 20 de minute
cel mai lung episod de pe canal și sper că o să vă placă acest episod. Dacă vă plac episoadele de genul și mai vreți în continuare, sper să lăsați un like acolo, hai să strângem foarte multe like-uri la episodul ăsta, să dați un share că vă ajută foarte mult, să dați și un follow pe Instagram pentru că aveți link-urile în descriere și pe ecran, pe Discord să intrați acolo pentru că mai vorbim anumite chestii și cam astea au fost toate chestiile. Dacă vreți să trimiteți un colet, aveți adresa în descriere, aștept cât mai multe colete de la voi și da, până data viitoare, să aveți o zi superbă, pa, pa!